Noua senzație a tenisului mondial, Emma Raducanu, este în finala de la US Open. În vârstă de doar 18 ani, britanica este prima jucătoare de tenis care ajunge în ultimul act al unui turneu de mare șlem venind din calificări. Tânăra, al cărei tată este român, va juca în finală cu alta adolescentă, Leila Fernandez, numărul 73 mondial, este în Canada și are doar 19 ani. Britanicii sunt foarte entuziasmați de, part de participarea și de performanțele EMEI, iar ministrul Culturii și Sportului, Eliverd In, uh, are in in Seems a lifetime ago, but we got through to the finals of the Euros. We came second in the Paralympics, fourth in the Olympics. But I think whatever happens, and I'm sure Emma will do brilliantly in the final, this really is the crowning glory of a brilliant summer of British sport, and we're so proud of her.